Adi. Da, eu nu mai Mirela. Pot, am cedat, să știi. Eu verificam să am tot echipamentul aici. Ce echipament? Păi am cronometru. Așa? Cu fluierul. Da? Să nu vă speriați, să luați mâna de pe mașină atunci când o să vă fluier. Da, fluieră cam tare, e adevărat. Exact. Am cartonașele. O să vă întreb din regulament, sper că l-ați citit și l-ați memorat, că dacă nu, o să fie vai de voi, vă penalizez. Avem medicii care sunt pe drum și ei se asigură că voi aveți o stare inițială perfectă pentru a putea face față acestei provocări. Vreau să știu ce ați mâncat aseară. Adică, sunteți ok? N-aveți probleme, nu? De genul acesta. Așa. De dormit ați dormit? V-ați odihnit? Da. A făcut cineva yoga? Nu. N-a făcut? Yoga? Te ajută? Deci mentalul este cel mai important în acest tip de probă, pentru că este o probă de anduranță și trebuie să rezistați. Și am văzut că lucrurile sunt destul de încinse, mai ales Raimund, da. Acolo am văzut că lucrurile sunt un pic cam tensionate. Da. Uite, hai că a venit echipajul. A venit echipajul nostru. Și salutăm, să-l primim. Bună ziua și bine ați venit. Bună ziua, bine ați venit. Vă vedem, așa avem o stare de siguranță, haideți, dar în același timp... Haideți aici lângă mine, vă rog. Vreți să mulțumim aici, în dreapta mesei, echipajul de ambulanță Sanador, care va fi alături de concurenți pe tot parcursul acestei probe. Este adevărat, da? Da. Bun, mă bucur să vă cunosc. Aceștia sunt concurenții, cei șase. Avem și o mamă și o doamnă, dar restul sunt toți tineri, necăsătoriți, fără obligații, fără alte presiuni. Însă ne-am dorit tare mult dacă puteți să luați pulsul sau tensiunea. Da, o să le monitorizăm parametrii. Stați aici, că îi chemăm pe fiecare concurent la dumneavoastră. Veniți aici, în locul meu. Să știți că deja acest l-a crescut tensiunea, da. Dar, echipajul este format aici dintr-un medic, nu? Un asistent și un ambulanțier, nu? Da. Exact. Toată lumea are o misiune de îndeplinit aici. Sperăm să nu aveți deloc incidente, să aveți o noapte liniștită, să nu avem niciun material asta pentru mâine sau poimâine. Deci, hai, Adi, pe cine chem? Ok, bun. În picioare, toată lumea. Nu, am glumit. O să începem cu Alin. Da. Alin, ești pregătit? Da, foarte bine. Te văd așa puțin tensionat, ești un pic palin. Da, am niște ticuri. Sper să... Deci, de cât timp ești aici și nu știi că acolo sunt camere? Da, am nu, niște... ei săraci, sunt obișnuiți că au camere peste tot. Peste și tot, în toaletă, da, deci de asta ei stau cum vor. Am niște ticuri. Ai nevoie de un pahar cu apă? Nu, okay? Nu, sunt foarte ok. Ești un pic palid, timid. Nu, no, doar să înceapă prova, până începe prova. Domnul, culoarea pe care o are el e normală? E normal. La ochi, dacă facem așa, e bine. A făcut niște abdomene dimineața, nu? Am văzut, păi da, tu faci în fiecare zi abdomene? Da, sau? Da. Da? A, dacă faci în fiecare zi, m-am liniștit, înseamnă că nu e. Luați-i tensiunea, domnul doctor, să vedem... Alin, în ce situații vei fi descalificat din concurs? În cazul în care voi lua ambele mâini de pe mașină. Așa. Și alte dacă situații? Mă voi sprijini. Așa. Mai sunt situații. Astea știi pentru ce sunt? Da. Păi asta, am cartonaș galben. Joci fotbal. Da, da. Toată lumea știe, nu? Da, da, la două galbe roșu. Ok. Voi dau un cartonaș galben dacă ai vreun fel de abatere. Și dacă ai a doua, aceeași abatere, îți dau cartonașul roșu și îți la revedere. Sănătos? Da. Tun. Este? Ce tensiune are? 13,8. E cam mare. 30. 12 cu ceva trebuie să fie. Asta e din cauza emoțiilor. Dai trece. Alin, stai unde fugi, unde fugi. Mănușile și pune-te în dreptul mașinii de unde vrei să începi. Ok. Deci doar din cauza următorul, emoțiilor, altfel... Bineînțeles, o să mergem cu Raimund. Ah, Raimund are tensiunea 45 acum. A avut o mică discuție cu Ana și Laur de asta. E o mare de fel, așa că... Ai tensiunea mare de fel? Da. Bijuteriile le-ai dat jos, nu? Ceasul ți l-ai dat jos, am văzut că l-ai dat jos în pauză. Iulul l-ai dat jos? La... Da. L-ai dat jos. Raimund. El e palid? Nu Cori. E, nu? Cori. Raimund. Care sunt pauzele pe care aveți dreptul să le luați și la ce distanță în timp? Din două în două ore. Ce pauză? Câte un sfert de oră și la 6 ore jumătate de oră. Ok. Bravo, îmi place despre tine. Te-ai pregătit. O să faci față? Domnul am doctor? Văzut că bă, ești cam greoi cu întârzierile. Dar mai puțin, stai. Nu, cât este bine tensiunea, domnul 160 doctor? 160 cu 100. Ce înseamnă 160 cu 100. 16 adică 16 cu 10. Tensiunea, cam da, mare. Da, este puțin cam mare și puls 120. Nu, no,
probabil din cauza. Dar nu e o problemă, el așa funcționează. Până la 20 și ceva. Uite la mașină. La mașină, la mașină. Ia-ți poziția. Cam așa funcționează. Luați-vă la revedere de la canapea pentru următoarele zile, probabil. Care dintre fete este Oana? Te rog. A, și Oana e bine, e pe treabă și Oana. Ia să vedem și ea ce tensiune are. A luat-o Raymond sau nu? Ah, doamne, doamne, doamne. Au emoții. Oana, am să te întreb și pe tine. Da. Ce ai voie să faci lângă mașină? Am voie să fiu servită. Așa. Așa. Am voie să dansez, să vorbesc, dar să nu mă desprind cu o mânuță de pe mașină. Exact. Da. Bravo. Și să fii servită cu ce? Cu apă. Doar cu apă. Doar cu apă și zahăr, dar zahăr am aflat în caz că scade glicemia. În prima emisiune că aș avea voie și la mâncare, nu? E, nu știu, eu habar n-am regulamentul, vă dați seama. A zis doamna Mirela, nu. Tu, ea bea foarte mult calciu, e normal? Așa mi se pare. Sau nu, 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 Raymond sau cine? Nu, eu nu beau. Raymond, tu, tu, fac iei calciu. Domnul doctor, e normal să ia atâta calciu, Raymond? Cât calciu? Păi nu știu, cât? Unul la trei zile, pe zi. Un piculeț. Nu, e puțin cam mult. E cam mult, puțin deci mai renunță. Da. Trebuie să ai grijă. Oana, ce tensiune are? 11 cu 6 jumătate. Eu zic că pentru înălțimea ei e bine, nu? Bine, da. Eu am 10, 9 și tot nu mă las. Da. N-am picat. Dar da. Cred că am și eu, îmi las și mie că m-am enervat și eu aici. Nu știu prin ce trebuie. Mirela, după ce termină cu concurenții. Oana, ia-ți mănușa și du-te, te rog. Ok. Mai departe. Hai. Mai departe. Hai, Gina, hai. Ea e mai timidă, nu? Din câte am observat. Da, dar eu cred că aparențele înșeală. Știi că apele liniștite sunt adânci, știi? Da, corect. Eu n-aș merge pe ce ne vinde. Tu cum te-ai pregătit, Gina, că e pentru proba asta? Puternică. Am stat foarte mult în pat. Ai stat foarte mult în pat. Ai dormit mult? De la 1 până la 10. Dar nu te prea auzim, să știi. Telespectatorii cu siguranță nu te aud în momentul ăsta. De ce ai stat foarte mult în pat? Ai pățit ceva? Sau? Nu. Sunt doar relaxat, așa, da. Preventiv. E foarte bine. 12 cu 8. Tu ești aviator. Eu ți-am spus, Gina, că ne bagi pe toți în... În dreptul mașinii de unde ți-a ales... 12 cu 8, da? Păi asta nu e de aviator? Spuneți dumneavoastră. Nu? Bravo, Gina! Hai, succes! Ia-ți locul. Ești pregătită? Să știți încă nu trebuie să stați cu mâna pe mașină. O să vă plictisiți de start. Hai, hai Constantina. Dați în dreptul mașinii. Doamna Daniela, de unde vreți să începeți și o să vă dăm startul. Doamna Daniela, haideți. Place tricoul dumneavoastră? Aveți emoții? Mari. Până lipesc mâna de mașină. După aia nu mai. După aia nu. Sper nu? Să nu. Așa se întâmplă de obicei. Da. Acum am puține emoții. Dumneavoastră am văzut că vă relaxați așa în timp ce... Adică așa v-ați pregătit, relaxându-vă. Da. Să vedem dacă exercițiile acelea de relaxare au fost eficiente. Sperăm. Să sperăm. Dar știți cum e. Vă credeți așa un pic în dezavantaj? Nu, deloc. Nu? Sunteți mai răbdătoare, ce-mi trebuie. Da. 13 cu 8, 8 jumate. Puțin cam multicel. Nu, e bine. E bine? Credeți că o să câștigați? Cu siguranță. Cu siguranță. Cu siguranță. Iată mânușile, mulțumesc. Duceți-vă în dreptul mașinii de unde v-ați ales dumneavoastră locul. Și avem ultimul concurent. Ți-ai dat jos bijuteriile, da, nu? Da, da, da. Bravo. Crezi că o să rămâi ultima la mașină? Cu siguranță. Cu siguranță? Sunt foarte motivată. Ești foarte motivată? De ce ești foarte motivată? O să fie materiale. Am înțeles. Materialele, adică exact. Tu pleci, dar rămân eu să amestecăm materialele pe capul. Păi sperăm că o să fie materiale destule. Eu sper să nu fie atât de multe pe cât îți dorești tu. Că nu mai putem. N-ai fost aici prima jumătate să vezi ce meciuri. Ba da, păi tocmai de asta. Ah, ce frumos meciuri. Și lucrurile astea o să se vor amplifica în momentul în care o să stea la mașină. Perfect. Cât e? 12 jumate cu 8. Opa, deci este aproape ca și Gina. Oltencele au tensiune foarte bună. Bun, perfect. Prea mult așteptate. Și la mulțumesc. Mașină. Nu contează. Din punctul dumneavoastră de vedere, domn doctor, cam cât ar putea să reziste un concurent la această mașină? Privat de somn, bineînțeles, cu pauze destul de mici, aș putea spune. Cât la 2 ore, pauză. Dar întoarceți-vă să vă vadă telespectatorii. Deci cu pauză la 2 ore, 15 minute. 15 minute.
cred că ar putea rezista cam 48 de ore. Așa. Știți că ei în club rezistă, în club, chiar și două nopți. În club, dar aici nu dansează, aici se plimbă. Știți? În Turcia au rezistat 120 de ore, să știți. Ați auzit? Dar să spunem mai tare. În Turcia s-a rezistat 120 de ore. Erau drogați. Nu erau drogați, crede-mă că nu erau. Ei sunt puțin emoționați, au frecvența cardiacă destul de mare, destul nu? De mare, peste 100-110 fiecare. Tensiunea credeți la că o să limita. Le crească tensiunea sau o să le scadă în momentul de când o să dăm startul? Este posibil să le mai crească. Să le mai crească? Este posibil, și da. Când scade, domn doctor? Când... Asta ne-ar interesa. Când vor câștiga, probabil. Când vor câștiga, nu, da, când vor câștiga o să fie... Ok, dumneavoastră o să stați pe o lângă noi. O să stăm să-i supraveghem exact. Pe toată perioada concursului. Mulțumim foarte mult. Sper să nu avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Eu